Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la superba emisiune, miercuri, mijloc de săptămână. Gata, să știți că nu mă mai plâng de căldură și vă spun de ce nu mă mai plâng de căldură, pentru că de fiecare dată când am făcut asta, a doua zi, vijelie. Țineți minte acum, nu știu, două săptămâni, trei săptămâni, când m-am plâns eu prima oară. Aoleo, ce cald e, aoleo, ce nenorocire, aoleo, aoleo, a doua zi, vijelie, tunete, fulgere. Ploi, nenorocire. Acum, numai departe de aseară, iarăși m-am luat. Domne, nu mai pot să respir de căldură. Nu mai pot să merg nici la mare. Nu mai pot să fac nimic din cauza căldurii. Astăzi, mai pe la 5-6 așa, nenorocire. Vânt, copaci, luați pe sus, smulgi din pământ, mașini avariate, nenorocire. Deci, cumva, mi s-a răspuns. Bine, bă, na, așa e bine? Plângerile mele au avut un ecou, au ajuns la cine trebuie, nu știu la cine, dar au ajuns la cine trebuie și am primit și un răspuns. Acum să te văd, na, așa îți place cu vijelie, domne, recunosc, nu-mi place nici cu vijelie, dar nici cu căldură. Nu știu, undeva la mijloc, dacă se poate să ne stabilim, să ne înțelegem undeva pe muchii acolo, fix la mijloc, nu știu dacă vom reuși. Vom mai avea de suportat căldură și ce vom mai avea de suportat? Summitul NATO. Mare întâlnire, mare... Summitul NATO, toți grei, a fost și domnul Iohannis, tocmai la Washington s-a întâmplat și au discutat ei acolo despre înțelegerile între țări, în acest context în care avem război, cum se apără fiecare, securitatea mondială, securitatea fiecarei țări, fiecarei țări membră NATO. Bă, nenorocire, nenorocire. A fost și domnul Iohannis acolo, printre cei importanți, uite, a dat mâna cu ei, a zis, ce faceți, domnul ăsta, în României? Te știm, așa că ești în evidență că ești înalt, te cunoaștem, domnul Iohannis. Mă cunoașteți? Păi după două mandate, vă dați seama. Și îl cunoaștem și pe prietenul dumneavoastră, domnul John, e acolo numărul 2 la NATO, adică avem oameni bine băgați la NATO. Plus că îl cunosc pe domnul Iohannis ca și încercat să candideze. N-a apucat, dar a încercat și a depus candidatura, cum se numește, și a depus acolo actele și a băgat dosarul. Și a băgat dosarul la NATO, până la urmă nu a reușit, dar important este că a fost și domnul Iohannis acolo și chiar s-au discutat lucruri extrem de plictisitoare. Da, nu, ăsta e cuvântul, extrem de plictisitoare. Domnul Iohannis a fost prins și la un interviu unde a fost întrebat diverse lucruri. Avem chiar și un video cu domnul Iohannis, că tot am zis de candidatura asta NATO. Hai să vedem ce a răspuns unei reporterițe întrebat fiind fix despre candidatura dânsului la NATO. Ia să vedem ce zice. N-aș vrea să intru în detalii, fiindcă ar trebui să dezvălui felul în care s-au poziționat unii și alții și acest lucru nu se face. Cel puțin eu nu-l fac. Au fost negocieri interesante, au fost discuții pe care le-am purtat și pe care le-aș clasifica ca foarte bune, deci foarte deschise, informale, au fost toate discuțiile unul la unul și în final am decis că soarta NATO este mult mai importantă decât soarta mea politică și înainte să existe o concluzie finală, generală, am decis în consecință să mă retrag din cursă pentru a permite numirea unui secretar general NATO înainte de acest summit. Cred că este bine câteodată să vedem imaginea mai mare și să acționăm în consecință. Da, dar acel anunț a făcut... Mulțumesc! Adică doamna mai dorea, nu știu dacă ați observat, doamna dorea să-i mai adreseze niște întrebări. Mulțumesc, un fel de taș dracului din gură că ți-am răspuns. Dar ce a răspuns domnul Iohannis mi se pare interesant. A fost întrebat despre, așa cum vă ziceam și înainte să vedem clipul, despre celebra deja candidatură la NATO. Și a zis, da, domne, au fost niște negocieri interesante, a zis domnul Iohannis, așa în stilul dumnealui foarte, foarte plictisitor, au fost niște negocieri interesante, dar, și aici mi-a plăcut mie ce a zis, soarta NATO a fost mai importantă decât cariera mea politică. Nu cred. Eu cred că domnul Iohannis nu pune nimic. Nimic nu este pentru domnul Iohannis mai important decât cariera dânsului politică și asta ne-a arătat-o de-a lungul timpului. Nu trebuie neapărat să-l credem pe cuvânt sau să nu-l credem pe cuvânt sau să mă credeți pe mine. Nu. Ne-a arătat asta, că pune înaintea oricărui lucru, oricărei acțiuni, cariera dumnealui politică. Ce s-a întâmplat? Am mai vorbit despre asta, dacă tot a readus așa pe tapet această discuție domnul Iohannis, să ne întoarcem și noi în timp. V-am mai spus asta. Domnul Iohannis a încercat, este o ultimă zbatere, o ultimă încercare a domnului Iohannis de a mai prinde un post important. Adică ce poți să faci după ce termini două mandate de președinte al României? Nu te poți duce să fii parlamentar. N-ai cum, n-ai. Nu mai merge. Europarlamentar. N-ai nici atât, e nou, e prea jos. Domnul Iohannis a zis, băi, de la NATO, secretar general NATO, chiar și peste domnul John aș fi.
Da, subtil i s-a transmis, nu știu dacă ați fost atenți, subtil așa i s-a transmis, domne, mai degrabă nu. Mai degrabă nu? Na, nu cred. De către cine? De către americani. Au zis, bă, mai degrabă lasă-l pe Rute, că nu. Ai prins două mandate de președinte a României, câte mai vrei acum? Păi și eu ce fac, domnule? Eu cui rămân? Pe mine cui mă lăsați? A zis domnul Iohannis. Hai că poate încerc și eu, poate mă vrea lumea, hai că poate încerc pe altă parte. Domne, tu nu înțelegi că nu se poate? Nu se poate, nu mai încerca. Domnul Iohannis a zis, e, știți ceva? Când a văzut că nu-l mai susține nimeni în afară de doamna Carmen Iohannis, a zis, e, știți ceva? Ce? Nici nu mai vreau, domn. Nici nu mai vreau acest post la NATO. Să fiți, spălați-vă cu el pe cap. Nu mai am nevoie de NATO. Nu mai vreau eu, acum puteți să veniți în genunchi să vă rugați. Dar ce e interesant și de ce i s-a pus această întrebare acum, că a trecut ceva timp de când s-a rezolvat treaba asta cu președinția NATO sau cu, mă rog, postul sau secretar general la NATO, șefia NATO, mai scurt, domnul Iohannis a zis, da, mi-am depus dosarul, candidatura, vreau să mă duc acolo, vreau să mă bag acolo. După care a zis, domnul Iohannis, vă retrageți? Nu știu, o să vă anunț eu săptămâna viitoare. Și când a venit săptămâna viitoare, a dat un anunț de la SEC, de la administrația prezidențială și a zis, nu mai candidez că nu mai vreau eu. Dar nu ne-a spus exact detalii. De asta, în acest context, vine această întrebare, că nu l-au mai prins de atunci pe domnul Iohannis, reporterii. L-au prins acum la summitul de la Washington. Și l-au întrebat și despre asta. Bine, era cumva în legătură, că tot despre NATO era vorba. Și l-au întrebat și despre lucrul acesta. Și domnul Iohannis a zis, este mai importantă soarta NATO decât o umilă carieră politică a lui Klaus Iohannis. Ce înțeleg eu de aici? Eu înțeleg că ei au zis, domnul Iohannis, vă rog eu, domne, nu candidați. Dacă o să candidați dumneavoastră, se duce dracu NATO. Este în joc soarta NATO, nu vă dați seama. Nu putem să riscăm ca dumneavoastră să fiți acolo. Șeful NATO, nu se poate, se duce dracu NATO. Bine, domne, hai, atunci dacă e soarta NATO în joc, să zicem că mă retrag. Domnul Iohannis are impresia că noi suntem proști. Are impresia că noi suntem fraieri. Născuți ieri. Nu suntem. Poate doar eu. Dar dumneavoastră care uitați la mine, cu siguranță nu sunteți. Și v-ați dat seama că domnul Iohannis s-a retras pentru că nu mai era susținut de nimeni. Pentru că nu mai avea nicio șansă. Și decât să piardă lamentabil în fața domnului Rute, a zis, lasă că nu mai vreau eu. Că totuși nu suntem nici noi chiar așa veniți după ultima ploaie. Interesant este că acea reporteriță, din păcate nu știu cine este, a insistat. Și a vrut să-i mai pun o întrebare. Da, dar această candidatură... Îmi mulțumesc. Gata. V-am tăiat tot. Ți-am tăiat macaroane. Dom'le, ți-am răspuns. Nu mai insista, că deja ești un pic nesimțită. Să știi data viitoare să notați. Cum te cheamă? Cum te cheamă pe dumneata asta care tot insiști? Cum? Da. Să o treceți acolo pe caiet. Pe caietul ăla știți dumneavoastră care. Să o subliniați cu roșu. Să o subliniați cu roșu să știu eu cine este. Și data viitoare să nu mai insiste, că deja... Na. Deja întrece orice limită. Ce se va întâmpla cu domnul Iohannis după ce va pleca de la Cotroceni? Habar n-am pe unde se va duce. A găsit dânsul un post. Acum stăm să-l plângem pe domnul Iohannis. Dar nu e singurul lucru despre care domnul Iohannis a vorbit după acest summit. A mai fost întrebat și despre, domne, celebra Patriot. Celebrele Patriot. Cum le-am dat noi, celebrele rachete, că rachete sunt, Patriot. Date, sistem de rachete, date către ucrainieni. Hai să vedem ce a zis despre acest lucru domnul Iohannis. Nu cred că suntem în situația să cerem fără să dăm. Și parcă în ultima vreme dăm mai mult decât cerem, pentru că putem, pentru că ne-am făcut temele, pentru că românii au înțeles care este miza securității și cred că România în ziua de astăzi are o poziție bună. Mie mi se pare interesant. Mie mi se pare chiar tare. Domnul Iohannis a zis, da, domne, am dat pentru că avem de unde. Cine? Noi, România? Păi da. Nu știu, poate dumneavoastră crezi că România nu e așa tare. Este, ne-a spus domnul Iohannis, în ceea ce privește sisteme de apărare militare, de-astea, rachete, tancuri, habar n-am. Pe armată stăm top. Dăm și la alții. Numai că nu mai avem noi treabă. Avem atât de multe chestii încât dăm și la alții. Bineînțeles, din nou, domnul Iohannis crede că suntem proști și nu știm că americanii au zis, bă, dați-le ăla Patriot și după aia vă dăm noi dacă e cu altă ocazie. Și noi, cum, bineînțeles, stăm drepți, că în fața cui să stăm drepți? Să stăm drepți în fața cuiva. Am ales să stăm drepți în fața americanilor. Ok, le-am dat sistemul Patriot. Dar ce n-am văzut în acest clip, sau n-am auzit mai degrabă, este ce a spus domnul Iohannis în continuare, că a mai zis ceva. Noi donăm Patriot, ajutăm Ucraina, Republica Moldova, pentru că putem. Asta am auzit. Și cred că toată lumea înțelege foarte bine asta. Toată lumea înțelege foarte bine că putem.
Eu nu știu cine înțelege. Cine înțelege că România poate? Adică dacă mergem așa prin, nu știu, celelalte țări membre UE, hai să ne ducem așa, prin UE dacă mergem și întrebăm, domne, care e primul cuvânt care vă vine în minte în momentul în care vă spun următoarea țară? România. Și pune microfonul în față. Eu sunt sigur că zice, mamă, putere militară, rachete, chestii, militar, top, absolut, armată, chestii, apără, siguranță, nenorociri. Toată lumea știe că România poate din punct de vedere militar. Asta e concluzia domnului Iohannis. România s-a transformat dintr-un stat care se ruga de toată lumea să o sprijine într-unul care poate să exporte securitate. Dom'le, dar această securitate și nouă ne-au dat-o alții, adică nu e ca și cum am inventat-o noi. Nu e ca și cum, bă, suntem foarte tari pe securitate, dăm și la alții. Deci România, sub mandatul domnului Iohannis, că asta trebuie să înțelegem de aici, s-a transformat dintr-o țară în care era, ajutați-ne și pe noi, vă rog eu, România, vedeți ce poziționare geografică avem. Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă, ajutați-ne și pe noi cu un sistem, cu orice, ce nu vă mai trebuie, domne. Nu ne mai aveți niște cartușe de ale goale, goale, folosite, le aveți, dați-ne-le nouă, le topim, le facem ceva, un scut, ceva facem din ele, un topor, nu știu, orice, ajutați-ne. Deci ne-am transformat dintr-o țară care era așa, într-o țară la care vin alții să se roage, cum eram noi odată. Dar n-am uitat de unde am plecat, să știți. Dăm și la alții, domne. Dăm și la ucrainieni să se apere și ei împotriva rușilor. Deci România a devenit mai sigură, mai puternică și mai implicată în ultimii 10 ani, zice domnul Iohannis. E, dăm, veți spune dumneavoastră pe bună dreptate, dar nu și primim? Și aici nu vreau să se înțeleagă greșit. Ok, sunt de acord să ajuți o țară ca Ucraina, care se află într-o situație, evident, cel puțin neplăcută. Da, am înțeles asta. Dom'le, dar și pentru noi niciun avantaj, adică dăm și noi acolo, nu e frumos să ceri. Că na, Ucraina se află în situația în care se află. Nu e frumos, bă, dar noi vrem, nu, ajuți că ești empatic, dar ții minte cumva. Adică pui și niște condiții mai sus, la șefi. Dom'le, eu ajut acum, dar să știți că avem și noi niște pretenții dacă se poate. Ce pretenții mai, mă, tu? Uite, că ne spune chiar domnul Iohannis. Pretenția noastră e ca atunci când donăm sisteme pe cum Patriot, care nici la nu erau ale noastre, atenție, și pe alea erau donate către România de către altcineva. Da, nu mai contează. Noi ne comportăm ca și cum eram ale noastre. Să fim recompensați adecvat. Ce înseamnă? Cum adică să fim recompensați adecvat? Adică ce a cerut exact? Păi nu mă interesează. Asta se negociază în aceste zile cu partenerul american, cu NATO. Când se va finaliza, lucrurile vor fi făcute publice. Deci deocamdată suntem într-o negociere acerbă, nu ne lăsăm ușor. Asta ne spune domnul Iohannis. Bă, să știți că nu ne-au luat de fraier chiar așa. Poate aveți impresia că noi dăm și nu primim nimic în schimb. Cum să nu? Chiar în aceste momente în care noi discutăm, se negociază ca România să primească și probabil un sistem Patriot și mai bun. Mai țineți minte când am trimis sistemul Patriot către Ucraina și când a ajuns acolo, ăia ne-au strigat de după graniță. Domne, e incomplet. Poftim? E incomplet. Cum adică? Lipsesc niște piese. Oleo, cum domne că noi vi l-am trimis complet, s-au pierdut pe drum? Da, lipsesc niște piese. Lasă că vorbim noi, am zis noi. Lasă că vorbim noi cu americanii și vă trimit ei piesele alea lipsă, că habar n-aveți să le montați, că nu știți. Vă trimit o schemă, schema de completare acolo, să știți cum să băgați șuruburile, că habar n-aveți, se pare. Astea sunt niște chestii complicate, domne, vreți să vă trimitem și inginerii noștri? Suficient că v-am trimis sistemul. Asta oamenii aveți și voi. E, și acum, domnul Iohannis cere și el în schimb alte lucruri. Întrebat ce se așteaptă să primim, adică, care este, practic, asta a întrebat, care este recompensa adecvată? A răspuns, în CSAT am discutat in extenso, ai, lasă-mă, dracu, această chestiune și am dat un mandat Ministerului Apărării. N-am înțeles nimic. Se negociază și dorința noastră e să primim un alt sistem Patriot la schimb. Mai nou, presupun. Adică model mai bun, nu decât cel pe care l-am dat. Nu mâine, adică, acum na, dar într-un viitor apropiat. Dar cred că vom reuși să obținem și sisteme care vor fi livrate mai repede legate de apărarea spațiului aerian. Practic a zis, domne, sunt optimist. Din ce știu eu, americanii au declarat public că în momentul de față nu mai negociază cedarea vreunui sistem Patriot către nimeni. Pentru că toate cumva resursele de acest gen, evident, se duc către Ucraina. Sunt concentrați pe Ucraina și nu mai au de gând să mai dea la nimeni, inclusiv nouă. Domnul Iohannis vine acum și ne spune altceva. Ne spune, cum, domne, nu e adevărat? Sunt negocieri, chiar în momentul în care noi vorbim acum, repet, sunt negocieri și e posibil să primim un Patriot chiar mai repede decât vă așteptați, spune domnul Iohannis. Nu cred că suntem în situația să cerem fără să dăm. Adică, bă, nu suntem în situația nici în care să dăm fără să cerem, dar nici invers. Adică nici nu putem să cerem fără să oferim nimic la schimb. Nici așa nu suntem.
Cam așa e America. America este în postura, asta trebuie să nu trebuie, domnul Iohannis, dar America e în postura în care să ceară fără să dea? Da. America este în această postură, noi nu. Da. Poate ajungem și noi acolo, cine știe. Cum am ajuns din postura în care ne rugam să primim cumva de-astea de securitate națională, acum suntem în postura în care dăm. Ei, na. Deci nu cred că suntem în situația să cerem fără să dăm. Și parcă în ultima vreme dăm mai mult decât cerem. Opa, ce asta, răzvrătire? Ce asta, răscoală? Cum în ultima vreme? Adică e o mică înțepătură. Doamne, eu știu că nu suntem în postura în care să vă cerem fără să dăm, dar parcă în ultima perioadă mergem pe minus. Parcă în ultima perioadă mai mult dăm decât cerem. Și nu prea-mi convine. Păi ce facem? Pentru că putem. Am întors-o. În ultima perioadă dăm mai mult decât cerem, dar pentru că putem, domne. Pentru că avem de unde. Și pentru că ne-am făcut temele. Pentru că România au înțeles care e miza securității și cred că România are azi o poziție foarte bună. A mai spus domnul Klaus Iohannis. Nu știu unde este această poziție foarte bună. Nu știu de ce domnul Iohannis consideră că suntem atât de buni în ceea ce privește apărarea, încât să dăm și la alții. Nu ne spune că a fost un pic presat așa să le dea și că n-am avut ce să comentăm, dar asta e cu o altă ocazie, domne. Să fim sinceri, domnul Iohannis, foarte bun președinte, ne-a luat din postura de cerșetori și ne-a dus în postura de donatori. Cu asta încheiem. De la cerșetori la donatori. Aici am ajuns, sub cele două mandate ale domnului Iohannis. Mă rog, trecem chiar la următoarea știre, care este una, din păcate, foarte tristă. Nu prea e loc de glume aici, nu prea e loc de caterincă, nu prea e loc de nimic. Probabil ați auzit despre ce știre este vorba. Este vorba despre tânăra ucisă de urs pe Jepi Mici. Cadavrul fetei care a fost atacată și ucisă marți de un urs pe un traseu foarte circulat din Bucegi, și anume Jepi Mici, a fost recuperat de salvatori și a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ce s-a întâmplat? Fata împreună cu iubitul ei, toată lumea discută despre acest subiect în momentul de față, fata împreună cu iubitul ei mergea pe acest traseu, celebrul Jepi Mici, când pur și simplu a fost atacată de un urs, aruncată într-o râpă și din păcate a decedat. Și bineînțeles că s-a iscat o întreagă problemă, domne, ce facem cu urșii? Și aici, din punctul meu de vedere, nu sunt un specialist, repet, n-am studiat problema asta, îmi dau și eu cu părerea la 11 noapte la televizor, adică nu e ceva oficial. Ce se întâmplă? Eu aici cred că sunt două situații. Domne, noi ne-am dus peste urs sau ursul a venit peste noi? Cred că trebuie ținut cont și de asta. Păi ursul, el era în pădure la el acasă, noi eram pe acolo peste el. Adică, ok, dacă vine ursul, coboară și e aici pe Calea Victoriei, dumneavoastră nu vedeți din cadrul ăsta. Dacă umblă pe Calea Victoriei pe aici și atacă oameni, e o altă situație. Dacă noi ne ducem peste el, la el acolo, în pădure, în munți, și ne atacă ursul, eu știu a cui e vina. Acum, Doamne ferește, nu e vina fetei alea, că nu asta încerc să spun. Vreau să încerc să vă duc cu ideea spre autorități, cu gândul măcar spre autorități. Adică, ce putem face de acum încolo să nu se mai întâmple lucrul ăsta? Aici vreau să ajung. Este o soluție să luăm, să împușcăm toți urșii de pe acolo? Nu știu, repet, că nu mă pricep. E o soluție, poate, dacă este un traseu atât de periculos și vizitat de urși, să-l închidem sau să-l securizăm astfel încât să fim siguri că nu mai există astfel de incidente, astfel de drame. Este o dramă, a murit un om, o fată de 19 ani. Cum putem să blocăm acest lucru? Cum putem să ne asigurăm să prevenim astfel de drame? Și, repet, locul ursului e în pădure. Locul omului nu prea e pe acolo, decât așa, de plăcere. Poate ar trebui relocați, dacă sunt prea mulți. Sunt prea mulți urși, că am auzit cumva și din perspectiva asta, domne, sunt prea mulți urși. Sunt o specie protejată, s-au înmulțit foarte mulți, sunt foarte mulți și nu le mai putem face față. Pe de altă parte, sunt și o altă tabără care spune, păi stai un pic, de ce coboară urși? De ce coboară urși în orașe? De ce coboară urșii la tomberoane? De ce coboară urșii? Poate și din cauza faptului că s-au extins foarte mult orașele, s-au extins foarte mult localitățile, ne-am dus peste ei în pădure. Poate din cauza defrișărilor haotice, care au produs la rândul lor alte probleme. Au rămas urșii fără acoperiș deasupra capului, fără alte animale pe care să le vâneze, să se hrănească. Adică aici este un dezechilibru evident, dar care trebuie rezolvat de oameni care se pricep. Adică bineînțeles că în seamă s-au băgat pe rând ministrul mediului și, evident, domnul Ciolacu. Hai să ascultăm mai întâi ce are de spus ministrul mediului, că e cumva mai pe problemă, și revenim. Transmit condoleanțe familiei victimei.
nici nu-mi pot imagina prin ce dramă trec și le doresc multă putere în aceste momente dificile. Am fost informat și eu mai devreme de această tragedie și, într-adevăr, așa cum am spus-o și în trecut, eu cred că datoria pe care o avem este aceea de a proteja natura, de a proteja biodiversitatea, dar înainte de toate să protejăm viața oamenilor, pentru că nimic nu este mai presus de viața umană. Din acest motiv, acum un an de zile, când am venit în minister, am înaintat un ordin care până la urmă reglementa numărul urșilor care pot fi împușcați. Care este numărul total al populației de urși în România? Astăzi, după estimările specialiștilor, discutăm de 8.000 de exemplare probabil. Da, deci domnul Fechet, din câte îl văd eu, e pus pe împușcat. Domnul Fechet, domnule, n-avem ce să facem, trebuie să-i mitraliem, trebuie să-i nenorocim pe urși. E, ce spun salvamontiștii legat de acest caz? Din informațiile pe care le avem, ursul a atacat-o pe tânără pe potecă, a tras-o în vegetația de lângă potecă și undeva în această vegetație a scăpat-o într-o prăpastie și a căzut acolo. Ursul a coborât după ea, iar persoana care a rămas pe potecă și a văzut tot ce s-a întâmplat, a sunat la 112 și de aici s-a declanșat acțiunea de recuperare și de salvare. Din păcate, soldată cu un eșec, adică trupul a fost recuperat, dar din păcate fata respectivă a decedat. E, ministrul mediului vine și ne spune, băi, sunt prea mulți urși, gata, hai că eu am mai depus o lege, practic, a zis, nu știu, că nu mă pricepe, un proiect de lege care spunea că sunt prea mulți și că trebuie să-i mitraliem. Pe de altă parte, revin și întreb, ce am vorbit și mai devreme. Dom'le, este vina ursului în totalitate sau este și vina noastră, a oamenilor? Este vina și a autorităților că n-au anticipat că o astfel de problemă se va ivi? Păi, vă readuc aminte. Vreți acum să vă readuc aminte de câte ori oamenii opresc pe Transfăgărășan, de exemplu? Pur și simplu, văd un urs care vine acolo, opresc cu mașina, se dau jos din mașină la urs cu mâncare și îi dau mâncare. Ce credeți, ursul ăla va reveni acolo? Evident că va reveni, că el se gândește. Bă, am fost undeva, lângă o șosea, și acolo opreau oamenii și nu dau mâncare, pur și simplu. Ia, hai că vin și mâine. Normal. Am înțeles că deja se pregătește un proiect de lege pentru amendarea persoanelor care fac așa ceva. În primul rând, se expun unui pericol evident, nu mai e cazul să mai amintim lucrul ăsta. Și în al doilea rând, oamenii de acolo sunt inconștienți. Adică expun la un pericol și pe ceilalți. Că sunt cu alții în mașină, cu copii. Adică e o nenorocire. Se poate întâmpla oricând o nenorocire acolo. Absolut oricând. Doar din noroc nu s-a întâmplat. Am înțeles că o să pună camere de luat vederi, o să supravegheze zonele unde urși coboară foarte des și o să amendeze persoanele care opresc și care le dau să mănânce. Repet, eu cred că trebuie găsită cumva o soluție nu atât de drastică. Nu cred că soluția este să omorâm urși. Poate îi putem reloca, poate îi putem, nu știu, poate putem securiza anumite trasee, poate putem chiar să închidem anumite trasee dacă ele nu sunt sigure. Și nu știu, să le modificăm. Habar n-am, repet, spun pentru a 15-a oară, nu mă pricep, dar nu știu dacă soluția este să... Nu cred, chiar nu cred. E, bineînțeles, domnul Ciolacu, apropiindu-se și campania electorală, n-a putut să stea deoparte și a intervenit brutal. Ia să vedem ce a zis domnul Ciolacu. Am avut o discuție, nu neapărat împușcat, să facă o selecție acolo unde este o zonă de pericol, unde sunt alarmați prin pădurari, prin primari, prin localnici. Există, am vorbit și cu domnul ministru al mediului, am vorbit și cu cei mai implicați și mai știutori în domeniu. Este o aglomerație în anumite zone, nu mai au mâncare suficientă și de asta coboară. Am vorbit și cu domnul Simonis, domnul președinte al Camerei, pentru că o astfel de modificare nu se poate face decât prin Parlament. Și după discuțiile cu ministrul mediului, pornim o inițiativă și asta este, vom cere o sesiune extraordinară ca să trecem prin Parlament. Dar cât de liberă acea inițială? Ce se va modifica? În acest moment, la asta lucrăm. Este evident că viața urmează viața omului, dar, repet, nu va fi dat liber la împușcat urși pe teritoriul României, fiecare cum dorim și când dorim.
Da, din câte văd, domnul Ciolacu e un pic mai pacifist. Adică spune exact aproape opusul a ceea ce spune domnul Fechet, ministrul mediului. Adică stați un pic, domne, că nu va fi liber la împușcat urși și nu știu ce să zic, mai degrabă nu. Aș fi fost curios să totuși aflăm și părerea unui specialist. Pentru că nici domnul Fechet și nici domnul Ciolacu nu sunt specialiști. N-au studiat fenomenul ăsta și nu cred că știu care sunt cele mai bune soluții, dar probabil se vor consulta cu specialiști. Deci domnul Ciolacu spune așa, că e interesant. Nu neapărat împușcați, zice, să se facă o selecție acolo unde este o zonă de pericol, unde sunt alarmați prin primari, prin pădurari, prin locatnici. Adică, bă, uite, aici este o zonă în care coboară foarte, foarte mult urși. Să se concentreze fix pe zona respectivă, să se rezolve. Am vorbit și cu domnul ministru al mediului, am vorbit și cu cei mai implicați și mai știutori în domeniu. A zis om. Este o aglomerație în anumite zone, nu mai au mâncare suficientă și aici vine întrebarea mea pe care am adresat-o și mai devreme. De ce nu mai au mâncare suficientă? Doar pentru că sunt prea mulți? Sau pentru că adiacent mai sunt și alte motive pe care le-am enumerat și eu? Extinderea haotică, defrișările la fel de haotice, etc. Sau nu le-am invadat cumva teritoriul și n-am ținut cont de ei. Deci nu mai au suficientă mâncare și de asta coboară. Am vorbit și cu domnul Simonis, pentru că o astfel de măsură nu se poate lua decât prin Parlament, spune domnul Ciolacu. În acest moment la asta lucrăm, este evident că viața omului primează, de acord, dar repet, nu va fi dat liber la împușcat urși pe teritoriul României, fiecare cum dorim și cât dorim. Dar nu vi se pare că de fiecare dată în România încep să se discute anumite probleme după ce moare cineva? Adică această problemă cu urși cred că a fost în fiecare vară, la fiecare buletin de știri, în ultimii, cred că, 10 ani. Urși filmați, cum intră în curțile oamenilor, cum coboară la tomberoane, oameni filmați, repet, cum le dau mâncare pe Transfăgărășan. S-a așteptat să moară un om ca să spunem, da, domnule, trebuie să facem ceva, e o problemă. Păi până acum nu era. Până acum nu era o problemă? Sau trebuie neapărat să moară cineva, să existe o victimă, pentru ca să se pună în mișcare niște rotițe și să nu se rezolve oricum mare lucru? Că să nu vă imaginați că gata, de acum se concentrează toate puterile, tot focusul se va duce spre rezolvarea problemei urșilor în România. Evident că nu. Se agită lumea acum un pic pentru că suntem și aproape de niște alegeri importante și pentru că este un subiect care ține prima pagină a ziarelor și apare pe toate televiziunile, dar ușor, ușor se va stinge. Copila aia de 19 ani nu mai vine înapoi. Copila aia de 19 ani rămâne acolo unde este. Noi mergem mai departe. Zice domnul Ciolacu 2-3 vorbe, zice domnul Feche 2-3 vorbe și după aceea ne vedem fiecare de viața lui. Nu se vor rezolva problemele. Uite, facem de acum un pariu sau o înțelegere, dacă doriți, că pe vremea asta la anul vom avea aceeași discuție. Nu, sper, din tot sufletul, sper nu tot pe baza unui om mort, ci pe baza urșilor care coboară în orașe, în Ploiești, în Brașov, că sunt niște locuri clare unde coboară. Vom fi exact în aceeași situație, bag mâna în foc, pur și simplu bag mâna în foc, că vom fi fix aici. Nu se va fi rezolvat nimic, nici la anul, nici peste 2, nici peste 3, nici peste 10. Trec alegerile, ba mai mult, vin alegerile, vine campania electorală. Cine credeți că mai are timp de urși, dacă nu mai omoară pe nimeni între timp? Asta n-avem cum să știm. Dar uite că am dat peste niște sfaturi de care trebuie să ținem cont în momentul în care mergem prin pădure și există o posibilitate să ne întâlnim cu ursul. Uite, ce facem dacă ne întâlnim cu ursul? Mie mi s-a părut interesant. Uite, domne, poate ești în postura în care, eu știu, ajungi, Doamne ferește, să te întâlnești cu ursul undeva, că acum poți să te întâlnești oriunde cu ursul. O măsură de precauție esențială este să verificăm dacă zona în care urmează să mergem nu este cumva cunoscută pentru prezența sau chiar atacurile urșilor. Adică te uiți și tu, bă, unde mă duc? Păi mă duc aici. În ultimii 3 ani, 5 atacuri de urși. Bă, poate ar fi bine să nu mă duc totuși. Indiferent de activitatea pe care urmează să o facem în zona respectivă. Ok, înțeleg asta. Ar fi bine să evităm să mergem singuri pe munte. Bine, nici fata asta săraca nu era singură, era cu iubitul ei, din câte am înțeles, doar 2 persoane. Mai indicat este să călătorim în grupuri de cel puțin 4 persoane și să rămânem împreună. Grupurile sunt mai puțin expuse la atacuri, iar un membru al grupului poate cere ajutor în eventualitatea unei urgențe. Da. Depinde ce ajutor și depinde dacă se mai poate face ceva. Poate fi de ajutor și zgomotul constant. Urșii se sperie în general de zgomote sau sunete neobișnuite. Bine, ce înseamnă neobișnuite? Neobișnuite pentru om sau neobișnuite pentru urs? Adică aceste sunete, pentru cine să fie neobișnuite? Pentru mine să fac, nu știu, ca un leu, să fac ca un tigru, să zică ursul, bă, ce caută aici leu? N-ar trebui să fie prin pădurea aici. Mă rog, nu știu. Putem să vorbim tare, deci să cântăm, mamă, doamna Șoșoacă ar fi, practic să o invit pe doamna Șoșoacă. Eu asta înțeleg, dacă se poate. Sau chiar să purtăm așa numitul bell bear, un clopoțel care se atașează de rucsac
și face gălăgie în timpul mișcării. Clopoțelul are și un magnet care oprește sunetul atunci când nu e necesar. Habar n-aveam că există așa ceva, dar foarte bine că există. Pe de altă parte, este recomandat să evităm să fluierăm sau să țipăm. Păi stați un pic, nu ne-a spus mai devreme că să vorbim tare? Da, să vorbim tare, dar nu să țipăm. Ok, și cum ne dăm seama când e prea tare? Adică, nu știu, poate că nu e bine să o invităm, stați, retrag, poate că nu e bine să o invităm pe doamna Șoșoacă. Să invităm doar pe cineva care vorbește tare și atât. Cum știi? Probabil te iei după reacția ursului. Adică dacă tu vorbești tare și vezi că ursul se sperie și pleacă, înseamnă că e bine. Dacă vorbești tare și vezi că ursul se enervează și vine spre tine, înseamnă că l-ai ațățat un pic. Adică și ursul. Dacă vorbești tare, zice, bă, aoleu, mă, cam sperie, ăsta vorbește cam tare. Dacă urli, deja zice, bă, stai un pic. Ia stai, bă, așa, cine face gălăgia asta la mine în pădure? Ia vină încoace. Te iei după reacția ursului și dai vocea mai sus sau mai jos, depinde cum îți convine. Deci este evitat să fluierăm sau să țipăm, astfel încât sunetele pot fi asimilate cu cele ale unui animal în suferință, ceea ce poate atrage atenția ursului. Deci, vedeți, nu e bine să fluierăm sau să țipăm, că ursul crede, mamă, e unul în suferință, să mă duc să-l fac varză. Ma, ok, deci nici asta nu e foarte bine. Bă, ideal ce ar fi, din ce văd eu aici, ideal ar fi totuși să nu mergem în zone frecventate de urși, să avem cât de cât o mică prevenție, pentru că, iată, se pot întâmpla tragedii. E, că tot credeați că am scăpat de subiectul droguri la volan, că a fost subiectul săptămânii, subiectul mileniului, drogurile la volan. E, n-am scăpat. Polițist din Cluj, polițist, depistat drogat la volan. Păi, stați un pic, nu polițistul trebuie să-i depisteze pe cei care sunt drogați la volan? Na. E, aici a fost invers. Cum era? Lupul a devenit oaie, sau invers, oaia a devenit lup. Agentul circula cu o mașină neînmatriculată, iar acum 2 ani ar fi violat o fată. Doamne ferește, despre ce? Ce om e ăsta? Mai mult, agentul circula cu o mașină neînmatriculată, asta am zis, bărbatul este, asta am citit. Agentul în vârstă de 38 de ani lucrează la serviciu rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj. Dar șeful IPJ Cluj nu e cel care a fost prins, că a încercat să facă o schemă, am vorbit noi despre asta. A încercat să facă o schemă, să zică, domne, stai că n-am fost eu la volan, scăpați-mă și pe mine și l-au luat așa de la DNA. Ce se întâmplă la Cluj acolo, că nu înțeleg? Ce se întâmplă la IPJ Cluj? Acesta se afla în timpul liber, omul a zis, bă, dacă sunt în timpul liber, stai un pic, că pot să fac și eu ce-mi place mie. Mă droghez și merg cu mașina. În cadrul unui control de rutină a fost oprit de către un echipaj rutier, colegii lui l-au testat pe loc cu aparatul din dotare, iar rezultatele au arătat că ar fi consumat substanțe psihoactive. Bine, asta nu e o certitudine. Știm ce se întâmplă cu aparatele respective și că unul din două dă fals pozitiv. Adică, practic, au dat cu monedă și au zis, da, ești drogat. Aici nu putem fi siguri. Polițistul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Mai mult, mașina pe care o conducea avea expirată autorizația de circulație provizorie. În acest caz, șefii lui au transmis că au început și ei o anchetă internă. Păi stați un pic, ancheta internă nu trebuia începută mai de mult? Adică, deja omul e acuzat de viol. Nu trebuia o anchetă internă mai de mult? Omul ăsta era în continuare polițist, că nu înțeleg. Deci omul era acuzat de viol. Mergea cu mașina neînmatriculată. L-au găsit că a consumat droguri. Practic, eu cred că era într-un quest din ăsta. Se angajase să vadă câte chestii din codul penal poate încălca. Câte infracțiuni poate face într-un timp dat. Polițistul respectiv, oricum, nu mai făcea muncă de teren din noiembrie 2022, când ar fi violat o fată. Doamne ferește! Este trimis în judecată și se află sub control judiciar în acest caz. Interesant! Interesant! Uite, tocmai la Cluj, la IPJ acolo, Cluj, se întâmplă ceva. Nu știu să vă spun ce, dar se întâmplă ceva. E, că tot vorbim despre subiectul șoferi și droguri, premierul Marcel Ciolacu, am mai vorbit despre el chiar acum 2 minute, nu știu dacă l-ați uitat, revenim. Întrebat ce ar trebui să facă un șofer care rămâne fără permis, deși a luat o pastilă de răceală, că țineți minte, a fost celebra discuție. Dom'le, dar aceste teste pot detecta și dacă iei un banal ibuprofen. Ce facem? Un Nurofen, dacă iei pentru răceală, e posibil să-ți iasă acolo substanțe psihoactive. Și domnul Ciolacu a zis, lasă, domne, că nu s-a întâmplat asta. Vorbim când s-a întâmplat. Exact ce ziceam mai devreme cu urșii. Dacă nu s-a întâmplat. De ce să ne facem noi griji pentru ceva ce nu s-a întâmplat? Dacă s-a întâmplat, vedem atunci ce facem. Asta este pur românesc, să știți. Să nu existe niciun fel de prevenție, să nu existe nimic. Dacă se întâmplă, atunci luăm și noi măsuri. Cât timp nu s-a întâmplat, nu avem nicio treabă. Deci, domnul Ciolacu a zis, nu s-a întâmplat până acum acest lucru. Uite că au găsit. Informațiile apar în contextul controverselor stârnite de ordonanța de urgență, știți deja. Un tânăr de 28 de ani a fost oprit de poliție pe 17 februarie anul ăsta, deci nu acum 5 ani.
Pentru că a depășit viteza de intrare în la intrarea în localitate, circulând cu 76 de km la oră, într-o zonă unde limita este, știți cu toții, de 50. A fost amendat și testat cu drug testul și rezultatul a fost pozitiv. Spune omul, eu nefiind consumator de substanțe și nici de alcool, am acceptat cu încredere orice fel de testare, a declarat tânărul pentru Snoop.ro. Era în schimb răcit și luase două pastile cu paracetamol, de paracetamol în ziua respectivă. Una dintre tablete o luase cu 40 de minute înainte de testare. Rezultatul de la drug test a fost pozitiv la amfetamină. Și veți întreba, stai bă, doctore, un pic, că nu sunt eu specialist. Dar cum, păi ce, Nurofenul are amfetamină? O să vedeți imediat de ce a ieșit pozitiv la amfetamină. Le-am spus imediat că am consumat pastila de răceală, dacă se poate să repetăm testul. Lucru care mi-a fost refuzat. Dar chiar asta e o idee. Dom'le, dacă știm că testele astea dau foarte des rezultate fals pozitive, nu se poate, dom'le, repeta? Înțeleg că, da, durează un pic să se facă testul. Da, chiar și așa. Le faci de 2-3 ori testul acolo. Dacă este de 3 ori pozitiv, ok, șansele sunt să detecteze ceva. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, nici asta nu e o soluție foarte bună. Pentru că știm că îți detectează și macul de pe covrig pe care l-ai mâncat, ești pozitiv la OPAC. Așadar, e mai puțin relevant de câte ori îl faci. Ulterior a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice și pentru examenul clinic pe care l-a trecut fără probleme. Așa, stați să vedeți că de-abia acum începe povestea. Încercând să-și recupereze permisul, Dorin a cerut o audiență la directorul INML, iar după întâlnire, analizele lui au fost gata în 2 săptămâni. Nu în 72 de ore, cum ne propune domnul Ciolacu și cum ne-a spus nouă. Gata, domne, nu e nicio problemă. E gata. Așa, ci în 2 săptămâni. Oricum, cât de cât rezonabil. Însă, buletinul de analize nu a fost ridicat de poliție timp de 3 luni. Deci el a fost gata după 2 săptămâni, în care ea ziceau, da, domne, n-are nimic în sânge, dați-i permisul înapoi, și poliția nu l-a ridicat 3 luni de zile. Probabil a zis, da, cine da telefon? Cine? Să ridicăm? Stați un pic să mă uit peste agenda. No, săptămâna asta nicio șansă. Nicio șansă. Poate săptămâna viitoare, dar spre final așa mai reveniți cu un telefon. Domne, vă rog eu că sunt fără permis. Măcar să vedem care e rezultat. N-avem timp, domne, dumneavoastră credeți că noi stăm să ridicăm plicuri cu analize? Avem de prins infractor, domnule, lăsați-ne în pace. Aoleu, păi și eu ce fac? Nu mă interesează, nu știu. În cele din urmă, după mai multe plângeri la IGPR, el a fost anunțat de analize, că analizele sale sunt negative la amfetamină și el și-a recuperat permisul după 4 luni. Atenție, 4 luni de zile, nu 72 de ore, 4 luni, nu știu câte ore sunt aici. Nu știu să calculez așa de bine. După 4 luni de zile, omul și-a recuperat permisul fiind nevinovat, practic. A stat 4 luni fără permis, degeaba. De ce? Pentru că luase un Nurofen. Poliția română a transmis recent prin un comunicat că este necesar ca cetățenii să se informeze cu privire la medicamentele pe care le consumă și să citească atent prospectul ori să se consulte cu un medic. Nu mai bine nu mai ieșim noi pozitiv la Nurofen decât să nu luăm Nurofen dacă suntem un pic răciți? Întreb și eu. Dar de ce a ieșit pozitiv la amfetamină, că vă promisesem că vă spun? Unele medicamente uzuale conțin substanțe care pot duce la pozitivarea unor teste toxicologice, fără ca ele să fie în concentrații apte de a duce la o afectare a capacității de conducere a autovehiculor. Adică, domne, pot conține substanțe care să iasă pozitiv acolo pe drug test la amfetamine. Dar e ceva foarte, foarte mic, adică nu contează, nu are nicio importanță. Au alte substanțe, medicamentele astea, care sunt foarte apropiate de substanța din amfetamină, dar nu e chiar identică. Dar aparatul ăla nu știe, ăla le ia la pe toate. Da, domne, pozitiv la amfetamină. Stai, domne, că nu e același lucru, ca și cum aș fi drogat. Nu mai contează, nu mă interesează. Aoleo! În fine, asta cu drug testul. Știu că tot vorbim despre ea, dar este un subiect foarte important și tot apar lucruri noi. Că tot zicea domnul Ciolacu că e imposibil să se întâmple. Ei, uite că s-a întâmplat. Au găsit cei la snoop.ro un caz exact de ce spunea domnul Ciolacu că nu s-a întâmplat și chiar anul ăsta, nu acum 1000 de ani. În fine, vom vedea. Oricum, guvernul pare că a făcut așa un pas în spate și probabil că această ordonanță de urgență va fi retrasă sau modificată astfel încât lumea să fie mulțumită, pentru că, repet, se anunță proteste. Mâine joi, nu da, mâine oamenii vor să iasă în stradă. Vedem dacă vor mai ieși sau nu. Un bărbat cu cetățenie română a intrat în mod deliberat, tot la șofer suntem, a intrat în mod deliberat cu un camion într-o biserică din Austria Inferioară. Cum? Există și Austria Superioară? Cum, Austria Inferioară? Domnule, nu vă e rușine, cum Austria Inferioară? Există două Austrii, una inferioară și una superioară. Da, domne, știu la ce se referă. Dar mai râdem și noi un pic, ne-am săturat de
știri de-astea triste în continuu, în continuu. Hai, râdem și noi un pic. Exact și România. Și România, România inferioară și România superioară. România superioară la Cluj. Știți oamenii care au mentalitatea, domne, aici la Cluj e altceva, domne. Este civilizație. Nu ca miticii ăia din sud. Păi aici e altceva. Acum o să mă înjure toți clujenii. Nu, am și prieteni la Cluj, nu despre asta e vorba. Este vorba despre mentalitatea pe care o au unii oameni. Că la Cluj aici e civilizație. Dom'le, cele mai mari combinații din țara asta s-au făcut la Cluj sau cu oameni de la Cluj implicați. Deci lăsați-ne asta cu civilizație și cu... Nu merge. Nu merge. Doar pentru că vorbiți mai lent nu înseamnă neapărat că se schimbă lucrurile. Deci bărbatul nu s-a opus arestării și a susținut că biserica i-a ruinat viața. Dom'le, poate omul avea... Avem și un clip, ia uitați-l. Dom'le, poate e un șofer prost, iertați-mă. Poate a încercat să dea cu spatele acolo să intre, a dat în marșarier și a vrut să intre acolo, să lase ceva pentru biserică. Și a intrat prea tare, există și posibilitatea asta. Nu, n-a fost așa. Un bărbat a intrat în mod deliberat luni cu un camion într-o biserică din orașul Cutare, nu pot să citesc că e ceva complicat, din landul Austria Inferioară, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției austriece. Potrivit informațiilor, bărbatul în vârstă de 32 de ani, cetățean român, că asta e interesant, a acționat deliberat. Prin urmare, nu poate fi exclus un motiv religios. Casa de rugăciune a fost grav avariată și este în pericol de prăbușire. Deci a intrat ăsta, după cum vedeți aici, cu acest camion în marșarier de mai multe ori în biserica aia, până când aproape a dărâmat-o. Care este motivul? Nu se știe. Nu este exclus că acesta să fi fost sub influența drogurilor, dar... El a zis, domne, biserica asta mi-a ruinat viața și mai făcuse o chestie. Înainte cu vreo 2 săptămâni, s-a dus în biserică și a rupt în fața alora Biblia. A zis, gata, m-ați dezamăgit, definitiv, nu mai am nevoie de voi. La revedere! Și vin și cu acest camion și intru în biserica voastră și vă dărâm. Săracii ăia de acolo. Noi, șoferi, că tot vorbeam despre șoferi. Bine, hai să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim imediat. Dar revenim în direct și revenim cu domnul Fritz. Îi spune, stai mă, doctore, ce mai vorbim de domnul Fritz, proaspăt reales acolo la Timișoara, foarte bine, foarte frumos. E, probleme pentru domnul Fritz, dacă vă vine să credeți. Ce probleme, domne? Agenția Națională de Integritate, ANI, da? Pe scurt, susține că Dominic Fritz a fost în conflict de interese în 2020. Primarul spune, este absurd și complet neacoperit de fapte. Ce spune ANI? Și pe aia vedem ce spune și domnul Fritz. Persoana evaluată, adică domnul Fritz, a contractat un împrumut în campania electorală de la o persoană fizică. Ulterior, în perioada exercitării mandatului de primar, în luna noiembrie 2020, a întocmit un act administrativ în folosul societății reprezentate de persoana fizică, încălcând regimul juridic al conflictelor de interese. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile articolului Cutare din legea Cutare, colaborate cu nu știu ce prevedea. Ok. Adică, domnul Fritz a luat un împrumut de la o persoană fizică și drept răsplată a făcut un puz care a avantajat persoana respectivă. Hai să vedem și răspunsul. Avem chiar video cu răspunsul domnului Fritz care se apără. Ia să vedem ce spune. Agenția Națională de Integritate a emis un raport abuziv, usut cu ața albă, în care încearcă să prezinte o situație unui conflict de interese administrativ care nu este acoperit de fapte. Ei spun că am elaborat un act administrativ pentru un beneficiar unei persoane care mi-a împrumutat bani, doar că nu am elaborat acest act, nu a fost beneficiarul, și nici măcar nu mi-a împrumutat mie bani. Pe scurt, ce s-a întâmplat? S-a elaborat un pus în primăria Timișoara înainte să ajung primar. Acest pus a fost elaborat de un arhitect care nu este beneficiarul pusului. Faptul că împrumutul de campanie de 25.000 de lei nu era pentru mine, ci pentru campania de primărie, faptul că acești bani au fost restituiți din partea bugetului de stat de către AIP și nu a curs niciun fel de bani prin buzunarele mele, acest fapt este doar în paranteză. Avocatul meu a făcut un punct de vedere pentru ANI și tocmai pentru că faptele sunt atât de clare, așteptarea
ar fi fost ca anii să nu ajungă la acest raport. Bineînțeles că voi ataca acest raport în instanță. Da, domnul Fritz spune, stai domne, ce incompatibilitate, că nu e vorba despre asta. E ca la Radio Erevan, zice domnul Fritz. Ei spun că am participat la elaborarea unui puz pentru un beneficiar care mi-a împrumutat bani, doar că nu am participat, nu a fost beneficiar și nu mi-a împrumutat mie bani. Domnul Fritz spune, bine, știm cum evoluează anii din punct de vedere politic, adică e așa orientată destul de bine, coordonată, condusă destul de bine și către cine trebuie. Numai cine trebuie este găsit în incompatibilitate, nu așa oricine. E, domnul, i-a venit rândul domnului Fritz, domnul Fritz se apără și spune că nu e adevărat. Vedem, tind să-l cred pe domnul Fritz, ținând cont de antecedentele pe care le-a avut anii până acum, l-aș crede, aș fi de partea domnului Fritz aici, dar na, nu avem cum să știm. Sigur, probabil se va elucida și această problemă, dar mi s-a părut amuzant domnul Fritz pe cai mare acolo, din nou primar. E, în 2020 ai fost incompatibil. Stați, domne, că nu e chiar așa, nu e la modul ăsta. E, apropo de politicieni, că tot am vorbit de domnul Fritz, trecem, mergem departe de România. Un politician din Coreea de Sud, tocmai acolo, dă vina pe femei pentru creșterea numărului de sinucideri în rândul bărbaților. El s-a gândit, domnule, dacă se sinucid bărbații, de ce se sinucid? Din cauza femeilor, asta e clar. Dânsul este proaspăt vopsit, după cum vedeți. Un politician din Coreea de Sud este criticat pentru că a făcut comentarii periculoase și nefondate după ce a legat creșterea numărului de sinucideri ale bărbaților de rolul din ce în ce mai dominant al femeilor în societate. El a spus că țara a început recent să se transforme într-o societate dominată de femei, ceea ce e foarte rău. Știm cu toții că țara trebuie să fie dominată de bărbați, nu? Adică, băi, societatea a început să fie dominată de femei, suntem nebuni, unde ajungem? Știm cu toții, societatea trebuie dominată, să fie dominată de bărbați. Altfel, ce rost mai are să mai fie societate? Ce rost mai avem noi cu toții dacă ne domină femeile? Unde ajungem? De aia ne sinucidem. S-a părut incredibil că un politician a spus asta, nu oricine, nu unul random așa de pe stradă. Nu, nu, chiar un politician. S-a părut amuzant. Păi de-aia, domnule, să sinucid bărbații, din cauza femeilor. Și pentru că sunt prea dominante. Să stea la cratiță acolo. Gata, deja 10, a venit celebru 10. Am auzit celebru 10. Bine, asta înseamnă știți deja că trebuie să punem punct. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Ne revedem și mâine, tot de la ora 23 și tot aici. Vă mulțumesc încă o dată. O noapte liniștită să aveți. La revedere.